Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pentru aderare chiar la începutul anului viitor. Declarația a fost făcută de către Corina Crețu, eurodeputată din România, în cadrul emisiunii În Context de la Moldova 1. Europarlamentara susține că Republica Moldova este susținută de România, dar și de Comisia Europeană, iar dovada este discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de acum câteva zile, care declara că locul Republicii Moldova și al Ucrainei este în Uniunea Europeană. Sunt multe criterii de îndeplinit pentru a ajunge la statutul de stat membru al Uniunii Europene. Primul pas este acela de a începe negocierile și, așa cum ați spus dumneavoastră, pe data de 3 octombrie vom discuta în cadrul plenului de la Strasbourg bilanțul și reformele făcute de Republica Moldova în parcursul său european. Și în calitate de membru al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, voi solicita să, bineînțeles, să iau cuvântul și să-mi exprim opinia aceea că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile imediat la începutul anului viitor.